este rândul lui Daniel Donici să intre sub acoperire, într-un departament în care lucrează majoritar bărbați. Sunt în drum spre fabrică, astăzi intru în depozitul fabricii Artesana, unde nu am intrat cu adevărat de 10 ani, să văd ce se întâmplă, să stau cu oamenii, să văd cum îmi paletează, cum fac comenzile. Șeful sub acoperire va lucra practic într-un enorm frigider. Marcel? Cătălin. Pare bine. Cu ce poți să te ajut? Facem cutii. Mă numesc Robu Cătălin Pavel și lucrez aici la firma Artesana de aproximativ 8 luni. E ca manipulator de marfă. Împinge stare, se desfac. Nu, invers. Așa? Da, după aceea faci așa. Bam. Le ridic, puneți așa drept, ridicați cu unde ești aici. Pe amândouă și îi împingeți înăuntru. După aceea o întoarceți așa invers și îi împingeți peste aici. Aha. Nu, nu. Și împingeți asta aici. Până vă învățați, până astea durează o leacă, nu... Da, așa, că acum împingeți. Și cât te faci pe zi? Câte sunt nevoie. Nu stau să fac numai de astea. Avem mai multe tipuri, sunt o grămadă de cutii care se fac altfel. Pare ușor, dar fiind o rutină care o faci timp de multe ore pe zi, poate să fie destul de greu. Vrei să încercați și de altfel? Hai, dăm și de altfel. Facem de astea, la 160, la butonele mici. Dar așa trebuie să stea, claie peste grămadă? Până le punem în sac. Nu avem, nu putem să ne însurăm toate aici. Apucați de aici și îndoiți așa cu totul. După aceea faceți așa. Îndoițele, sau astea de aici, îndoiți așa în sus și le dați așa. Păi, asta e mai grea. Cam așa, mai avem de lapte, mai avem de alea, dar mă duc să aduc niște saci. Îmi place de băiatul ăsta, e foarte harnic așa și responsabil, adică văd că ține la toate lucrurile astea. Îmi place mie cum stau astea la îndar așa, dar cred că se pot face mai eficient totuși. Nu știu, mă gândesc la o automatizare ceva. Folosind sacii, dacă sacul l-am folosit și arată așa, mai punem în el, mai folosim o dată. Că n-are rost să aruncăm saci mereu. Nu-i bine. Partea asta cu sacii refolosiți, cred că putem găsi niște cărucioare să punem cutiile. Nu mai reciclăm sacii de 7 ori, că parcă scap pisicile, au nouă vieți. Viață grea pentru cei doi acum, pentru că vor lucra la o temperatură de maximum 4 grade Celsius. Putem să baxăm așa, eu și eu, luați și dumneavoastră din ladă, câte două, două într-o mână, două într-o mână. Baxarea înseamnă să pui borcanele în cutii. Mai puneam două aici, aș rămânea golul ăsta, trebuie să mai iau o sticlă. Da, o dați deoparte, nu. Nu? Că nu se știe dacă s-a spart sau nu, poate să fie cioburi pineuntru. Nu, acolo, puneți-o acolo, pe paletul ăsta. Cătălin a fost foarte atent, adică știe procedura perfect, orice articol care suferă un accident, este imediat pus deoparte. Dar nu s-a spart. Da, dar nu-i prea, nu-i bine. E bine. Nu, așa ne-a făcut instructajul. Jos pălăria, mi-a plăcut maxim că a ținut cont de toate astea. Nu știu, acum mergem să mai căutăm, vedem unde mai găsim. Da, văd că aici nu mai este. Ai zis că aici sta nu. E baxat. Da, nu, ci baxa nu punem mâna, dar nu mai este chefir cu 340. M-am mutat acolo, nu este, aici era un picior. E un pic de haos. Normal ar trebui să știe exact unde e fiecare lot în parte, să aibă o situație, măcar pe hârtie, măcar, da, nu știu. Da, o dați pe aia deoparte, mergem acolo, că... Scăpat a doua sticlă, nici aia nu s-a spart. Apoi am văzut că m-am mișcat mai bine. Nu, invers, se vadă artezana, așa e bine. Așa. Debaxat ar mai fi, dar nu mai sunt cutii. Așa că șeful sub acoperire și Cătălin se întorc la făcut cutii, la o temperatură mai prietenoasă, 8 grade Celsius. Cu tata meu muncește la lapte, iar soția la bunzi.
Tot aici? Da. Foarte e bine. Frumos. Nu m-am gândit încă să plec. Și nici nu... Na, unde te duci? Tot același salariu. Dacă ies, mă duc în afară, cam tot. Da? Nu-i mai bine? Nu știu, când am fost eu, decât în Portugalia am fost, atâta. Auzi. Păi, în Portugalia a plecat tatăl meu în 2001. Prin 2002 sau 2003, nu mai țin minte, a plecat mama. În 2004 a plecat o soră de-a mea și în 2005 am plecat eu. Făcusem-i aici grădinița și primii 3 ani. Și restul i-am făcut acolo. Dar, da, tot în România m-am întors înapoi. Da, am aflat foarte multe lucruri despre el și cred că are o inimă mare care se vede. Ești căsătorit? Cu acti doar la primărie. Și n-ai făcut nuntă pe ea? Costuri momentan cam mari și... Păi nu-ți dă lumea daruri și costuri. Da, da, până ajung la daruri, mâncarea, ca să închiriez localul... Din discuția cu el, mi-am dat seama că are așa un of pe inimă, că nu a reușit să fac o petrecere adevărată de nuntă. Mai am și un băiat, dar nu-i am eu făcut cu mine, dar îmi spune, tată, mă iubești, îl iubesc, n-am nicio treabă cu asta, mă respect, nu-i problema. Avem grijă de el, clasa întâi, și na, și acolo îți cheltuie și la școală, fondul clasei. Dacă am luat-o pe ea, trebuia să iau și copilul, n-am cum să-l dau la o parte să-i zic, băi, nu îl vreau pe el, te vreau numai pe tine, nu știu ce faci, du-l ai unde vrei și ăstea. Nu, am luat-o pe ea, eu și copilul, am grijă de el. Este evident pentru șeful sub acoperire cât de mult îl iubește Cătălin pe băiețel. Asta e cea mai frumoasă treabă, să crești un copil. Da, știu. Șeful sub acoperire continuă să împacheteze produse alături de Cătălin până la sfârșitul programului. Tot la 4 grade Celsius. Aveți zis cu deștile că sunt momente când dând atâta folivar la deștii, că arde acolo aia. Aha. Cătălin este profilul angajatului ideal pentru artesanul. Adică un om implicat în care te poți baza, harnic și responsabil și implicat. Ce nu mă așteptam și nu știam că e așa, e un pic de dezorganizare. O să schimb partea asta de organizare depozitului și o să analizăm oportunitatea de a face investiții în digitalizare și eventual automatizarea formării de cutii.